Stă scris la lege și la mărturie. În Cartea 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 9, stă scris Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, cum cred unii, ce are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește, ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ceea ce părea la început un refugiu, o nouă casă și un loc paradiziac, insula Pitcairn, a devenit în scurt timp un loc înspăimântător din cauza consumului de alcool care a dus până la crime. John Adams, unul dintre supraviețuitorii acelor patim nocive și singurul bărbat rămas în viață, înconjurat doar de femei și copii, a descoperit la un moment dat o carte uitată în buzunarul unei haine. Era o Biblie. Această carte avea să îi schimbe viața și să îl transforme dintr-un alcoolic și un criminal într-un cu totul alt om un om preocupat acum de instaurarea unei societăți pașnice și de bunăstarea locuitorilor de pe insula Pitcairn. John Adams îl descoperise pe Dumnezeu. Această carte uitată și descoperită la un moment de răscruce a ajuns un manual de care John Adams s-a folosit pentru a învăța pe copiii de pe insulă să citească și să scrie și, de asemenea, pentru a-i ajuta cum să se comporte și cum să-l descopere și ei la rândul lor pe Dumnezeu. Insula Pitcairn a devenit un loc paradisiac și, prin pocăința lui John Adams, întreaga populație a insulei a devenit creștină pentru ca mai apoi să devină cu toții adventiști de ziua șaptea în urma unei expediții misionare adventiste din anul 1890. Ce minunat poate să lucreze cuvântul lui Dumnezeu în viețile acelora care l-au acceptat și l-au primit pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. O viață schimbată în felul acesta poate să influențeze și alte suflete să-L caute pe Hristos și să dorească să fie schimbate. Dacă credincioșii cu care tu ești asociat ar fi văzut în tine puterea transformatoare a adevărului. Ar fi avut în fața lor un argument în favoarea creștinismului pe care nu l-ar fi putut contrazice. În felul acesta, ai fi putut reflecta către lume o lumină clară, evidentă. roagă ca fiecare tânăr din biserica din care faci parte să-l descopere pe Dumnezeu în mod personal. Și povestește unui tânăr. Kako najknoznaskljubite Bog sebe?